Văzând că locuitorii au inițiativă, autoritățile locale au venit și ele cu ce au putut. Nu fac numai pentru ei, fac și pentru comună ceva. Și atunci am zis, noi să ajutăm cât o să putem de la comună. Și unii au fost bătrâni, unii au fost mai mult de săpat, unii au putut. Ei am dat de la 416, de la venitul minim garantat, oameni care trebuie să facă numărul de ore. Au lucrat aici. I-am ajutat, avem o mașină la primărie și le-am adus piatra. Pentru că nu au așteptat ca alții să le rezolve problemele, pentru că din rândurile lor a pornit un proiect pentru întreaga comunitate, pentru că s-au unit și în timp record au reușit să realizeze sistemul de alimentare cu apă potabilă, locuitorii comunei Hudești primesc distinția de sat european. Problemele sunt în mare cam aceleași, din păcate, asta arată și sărăcia satului românesc. Drumuri, aducțiune de apă, curent electric în zone mai puține. Dar totuși mă întorc, nu mi-ați răspuns la întrebarea din reportajul trecut. Ce se întâmplă cu acest voluntariat care în unele sate, iată că el produce, duce la rezolvarea unor probleme, găsește soluții, iar în alte părți, să glumesc așa un pic, se stă pe băncuța de la poartă de dimineață până seara. Am avut până acum soluția eroului local, individul care pornește rezolvarea problemei. Am avut soluția instituției, am avut soluția grupului stimulat din afară de o instituție sau alta. De data asta avem soluția grupului din interior, nestimulat de nimeni din afară, care începe să rezolve problema. Asta înseamnă evident capacitate de asociere. Foarte important. Sunt foarte multe sate în România care își rezolvă problemele de apă curentă pe baza acestui principiu de diferență de nivel între deal și vale. E interesant că au descoperit-o. Și o folosesc. Și mai este un lucru extrem de important în cazul de la Hudești. Toată această acțiune se întâmplă nu în satul centru de comună. Se întâmplă într-un sat de la periferia comunei. Am văzut toate proiectele care au venit pentru această competiție. Majoritatea sunt din sate centru de comună. Ăsta este sat periferic. Satele periferice sunt cele mai sărace din țară. Putem duce exemplu mai departe și să dăm, dacă vreți, o satisfacție acestor sate care sunt periferice unor comune. Lumea se uită și la ei, își rezolvă și ei probleme și uite că fac și ei ceva. Absolut. Și prima lecție de învățat este că se poate și, în primul rând, cu oamenii locului. Oamenii locului care sunt tineri. Care sunt tineri și care, după aceea, fac legătura cu instituțiile. Și care au preluat o idee mai veche, că îi știau bătrânii de izvorul acela, n-au fost în stare să o facă, dar au făcut-o și ei. Și bătrânii au și lucrat alături de cei tineri. Da. Domnule Hurezeanu, credeți că doar nevoia maximă, împinși la limită, oamenii se pot uni, pot discuta și își pot rezolva problema? Da, nevoia nu se poate presantă, un pas mai înapoi, presantă este un bun început. Dar tocmai asta înseamnă Europa sau o Românie europeană sau o societate democratică. Informația e foarte importantă. Orizontul posibilității e foarte important. Se spune în limba engleză, Dumnezeu ajute cei care se ajute pe ei. Dar nu-ți bagă în traistă, cum spun românii. Da. Este primul pas. Evident, în al doilea pas, poate vor avea nevoie de banii, de unde nu știu. Dar este un primul pas foarte important și fără apă curentă nu poate să dezvolte activități ca turismul, de exemplu. Dar cred că oamenii aceștia vor pune mult mai mult preț pe infrastructura, pe această rețea de apă pe care au făcut-o ei cu munca lor, decât pe o rețea care ar fi fost făcută de altcineva și la care ei decât s-ar fi conectat și eventual ar fi avut obiecții să plătească un cost, așa, pentru că este munca lor, ideea lor și vor avea grijă de ea mai mult decât... Întreținerea va fi făcută de ei. Absolut. Aș accentua pe ideea deja menționată de către domnul Hurezeanu. Nu e nevoie neapărat de criză pentru a găsi soluția. Este nevoie de orizont. E nevoie ca oamenii să vadă că există posibilități și că sunt resurse de găsit într-o parte sau în alta. Probabil din aceste exemple unde și-au rezolvat problemele nu vor mai aștepta să vor învăța ceva, nu mai așteaptă să apară criza. Vor gândi dinainte. Vorbiți de voluntariat, nu? Da. Care cum poate să fie generalizat. Voluntariatul de această dată nu se mai numește, noi așa știam, muncă voluntară, muncă volomusai, nu? Și așa mai departe. Nu, aici e vorba de inițiativă, proiecte,
ceea ce era înainte muncă voluntară, de fapt o formă de coerciție, acum a devenit o formă de viață. Nici măcar de progres, o formă de viață normală. Pentru că viața normală își cere să ai apă, da, să ai drum și așa mai departe. Da. Lumea nu trebuie să creadă că numai dacă îmi vine o idee în plus sau dacă, știu eu, am ceea ce îmi trebuie. Orizontul de așteptare și o zonă a informației care circulă, nu? O lume informată au devenit foarte importante și din cauza asta mesajele aici, în aceste filme, cred, acestea sunt, sau se concentrează în jurul ideii se poate, se poate, se poate. Voi trebuie să faceți primul pas. Sau în orice caz, să-l faceți și voi. Da. Să vedem. Și s-a spus, un bătrân, schimbă timpurile. Se schimbă timpul. Exact. Să vedem ce au făcut, din nou ne întoarcem în județul Galați, într-o altă comună. La începutul anilor 90, programul Salvați Satele Românești a atras mulți străini care au venit în România cu ajutoare. Așa au ajuns francezii din orașul La Roche-sur-Yon în comuna gălățeană Costache Negri și de atunci revin în fiecare an. Ne-au învățat ce înseamnă democrație, ne-au învățat să luptăm pentru localitatea noastră. Francezii sunt impresionați de ospitalitatea românilor, de folclorul și de bucătăria românească. În schimb, ei au învățat pe săteni cum să dezvolte proiecte pentru comunitate. Primele cuvinte care au fost de proiect, madame, proiect de doamnă. Deci ce proiecte avem? Asta este. Pe listă erau deci trei obiective, alimentarea cu apă, dispensarul și căminul cultural. La primele vizite, francezii au rămas șocați că în sat nu există apă curentă și acesta a devenit primul proiect amplu la care au lucrat împreună cu sătenii. Au fost în casele noastre, au văzut cum trăim, faptul că nu avem alimentare cu apă, mi s-a părut ceva, adică, de neînchipuit. Sătenii au înțeles că nu trebuie să aștepte să le rezolve altcineva problemele și că, în primul rând, ei trebuie să se implice. Am avut în bugetul local câte puțin, așa, câte 300, 400, 500 de milioane pe an, că s-a derulat pe timp de 2 ani și restul s-a transformat mai mult în munca pe care au făcut-o locuitorii comuni. După ce au rezolvat problema cu apa, oamenii din Costache Negri mai aveau un of. Noi, o comună întreagă, adică nu merităm să avem un cămin, cultural. Localnicii au lucrat la proiectul pentru căminul cultural tot cu francezii, care le-au dat o parte din bani. Și pentru că așa au văzut ei în vizitele lor în Franța, în loc de clasicul cămin cultural sătesc, au făcut o sală multifuncțională. Deci cred că chiar ne-am schimbat. Percepția omului simplu de a vedea lucruri, de a analiza, de a simți altfel. Cei 15 ani de prietenie româno-franceză se văd în Costache Negri. Acum în comună există un dispensar modernizat, biblioteca bine dotată, sală de informatică și chiar o sală de judo. Dar cea mai de preț este legătura lor continuă cu francezii. Ei sunt etalonul nostru, deci noi tindem spre ceva. Ce am văzut acolo, ce am văzut la ei și cum vin ei și ce ne mai spun. Deci avem un standard, este ceva minunat. Este o relație pe care o iubim și care nu se va termina niciodată. Pentru că au știut să dezvolte o relație specială cu francezii, pentru că nu le-au cerut cadouri, ci le-au cerut să învețe cum să facă proiecte, pentru că au pus suflet în această relație, locuitorii din Costache Negri primesc distinția de sat european. Iată o localitate în care s-au gândit că le-ar fi de folos să construiască un centru sociocultural, așa spune, unde se organizează adunări publice, acțiuni culturale și sportive pentru dezvoltarea creativității. Nu știu eu cel puțin prea multe amănunte dacă este o localitate bogată care ar fi avut sau are infrastructura dezvoltată, drumuri, apă și așa mai departe. Dar de ce credeți că s-au gândit la acest lucru? Pentru că nu aveau proiecte pentru altceva? Sau? Pentru că au văzut. Pentru că au văzut în altă parte. Asta este cheia succesului. Practic, nu înfrățirea cu o localitate din altă țară este cheia succesului, ci faptul că prin înfrățire au ajuns să vadă cum se întâmplă lucrurile în altă parte. Vor folosi la adevărata valoare ceea ce au creat, centrul sociocultural? Au folosit evident, pentru că încă o dată nu s-a întâmplat realizarea acestei construcții, acestei organizări de viață socială, fără județ,
fără oamenii satului și în legătură cu cei din străinătate. Este deja un parteneriat multiplu, făcut pe această bază nouă. N-a existat până acum dezvoltare prin înfrățire, este un lucru nou. Putem presupune că acest centru sociocultural în care se vor întâlni, vor discuta, vor avea ședințe, vor avea manifestări culturale, va duce la... Eu tot revin, am o obsesie cu acest voluntariat. Va duce la... Atenție, nu mai e vorba de voluntariat, ci de muncă obligatorie, dar obligatorie dintr-o perspectivă nouă a libertății, într-un alt spațiu de civilizație. Adică nu fac pentru că vreau în timp ce ceilalți nu vor. Deci nu mai este un voluntariat, este practic ceea ce cere astăzi un anumit spațiu de civilizație în care România a intrat teoretic și nominal. Ca să umplem această carcasă, acest spațiu, trebuie să facem asta. Dacă poate fi folosit la adevărata lui valoare, pentru că de curând am văzut într-o zonă minieră un incubator de afaceri, o clădire superbă care a costat mult, nu știu cât a costat, de 3 ani de zile nu o folosește nimeni. De asta vă întrebam dacă... Doar l-au construit să fie construit pentru că au văzut la alții sau l-au construit pentru că se vor gândi să facă și altceva de aici înainte? Mie mi-a plăcut aici teoria proiectului. Aici am ajuns la o fază superioară de teoretizare a acțiunii, ceea ce e foarte interesant. Au văzut și au înțeles. Au văzut cum se funcționează la Roșiorion. Dar cred că vine să acopere și o nevoie reală în ruralul românesc. Acum centru social al comunei Cârciuma. Acolo altceva se discută. Altceva decât Cârciuma. Da. Un loc unde am înțeles că acolo se duc și copiii, au posibilitatea să se informeze, au probabil niște legături internet sau. Deci creează și o altă alternativă pentru oamenii care refuză Cârciuma, dar care totuși vor să socializeze, să se dezvolte cultural, pentru că posibilități în acest sens nu sunt multe. Și loc în care cu siguranță sperăm vor veni și alte idei. Dar este și un spirit antreprenorial. În orice este un spirit antreprenorial. Exact. Altfel nu ar putut să fac nimic. Vă propun să mergem rapid în Gorj. Nu departe de mănăstirea Tismana se află comuna Topești, o așezare care iese în evidență prin farmecul natural aparte, dar și prin preocupările comunității. Aici trăiesc oameni care știu că pe lângă problemele economice mai există și altceva. Ei țin la valorile culturale moștenite din străbuni. Pe fondul unei nemulțumiri a intelectualității locale, față de invazia chiciului și a prostului gust, în special în viața tineretului, s-a născut o inițiativă de repunere în valoare și transmiterea valorilor folclorului autentic. Un grup de părinți din satul Topești au luat inițiativa de a contacta Școala Populară de Artă ca să înființeze un mic taraf. După câțiva ani a venit ideea de organizare a unui grup folcloric. Apoi s-a finanțat formația de dansuri și așa am ajuns ca acum să avem 3 formații cu care să ne prezentăm la toate acțiunile organizate. Arta populară este și ea revigorată. Intenționăm să diversificăm aceste activități, să mergem în continuare picturi pe sticlă, crestături în lemn, specifice zonei noastre. Chiar dacă existau multe proiecte artistice în comună, căminul cultural era în paragină, dar locuitorii au început să caute soluții. Din presă am aflat că există posibilitatea de a-l repara cu o finanțare externă. Am chestionat satul, în votul majorității a arătat că e nevoie de acest cămin cultural. Comunitatea trebuia să participe cu zile muncă și cu materiale. Am făcut peste 25 de zile la cămin, începând de la săpături, de la țâvla, am coborât, am urcat. Acum, locuitorii din Topești se mândresc cu ce au realizat. Împreună putem să facem lucruri frumoase. Pentru că au înțeles că păstrarea tradițiilor este o valoare europeană, pentru că au avut inițiative, pentru că au știut să se unească și să muncească pentru binele comunităților, locuitorii din comuna gorjeană Topești primesc astăzi distinția de sat european.
Ați văzut, aici avem o altă problemă, dacă putem să-i spunem așa, păstrarea tradițiilor. Mai mult, exemplul celor din Topești a fost transmis și unor cătune din imediată apropiere. La fel cum spuneați mai devreme, s-au dus, au văzut că se poate, au încercat și au reușit să se întâmple pozitiv și la ei în localitate. Tradiții, când spunem de tradiții, poate în zonele foarte cunoscute ale României se păstrează și ele sunt ajutate să se păstreze. Dar cum am putea să transmitem acest exemplu în zonele în care tradițiile nu sunt foarte cunoscute sau nu sunt foarte bine păstrate? Ce ar trebui să înțeleagă cei care ar urma exemplu? Eu cred exemplu? Că prima lecție era că tradițiile era în cale de dispariție și de aceea cineva a avut inițiativă de a face ceva pentru a păstra și a dezvolta. Și de aceea s-au început și de a face altceva în alte domenii ca comunitate. Și de aceea este și un exemplu. Este intrarea, dacă vreți, în dezvoltarea comunității prin păstrarea tradițiilor. Dar eu sunt convins că oriunde în România rămân, chiar dacă în cale de dispariție, niște tradiții care trebuie păstrate. Este o bogăție aici în România, tradiția. Da, da. Păstrarea tradiției și cultivarea tradiției, nu? Deci îmbunătățirea tradiției, asta înseamnă cultivarea tradiției, fac parte din conceptul de dezvoltare rurală. Exact, asta și au aceeași importanță, da. Au aceeași importanță ca și construcția unui drum sau a conductei de apă. Pentru că mie asta mi s-a părut important. Sunt convins că au și alte nevoi acolo în comuna aia sau în cătunele de alături. Dar iată că au ajuns la această idee. Se întâmplă ceva cu tradiția din zona noastră. Trebuie să facem ceva. Și mi se pare extraordinar că au găsit forță să se îndrepte către tradiție și nu către, nu știu, să spunem, gardul înalt de la primărie. Da, sau nu știu ce alte idei. Cum bine știm, tradițiile au fost agresate în mediul rural de o anumită formă de poluare. Nu prin restul menajere sau gunoaiele orașelor, halda de steril de la Câmpia Turzii, de la Mihai Viteazu, ci manele, toată povestea asta, nu? Pseudo-culturală. Și satul, așa cum spunea domnul Sandu la un moment dat, pornind de la unul din filmele noastre, se întoarce la tradițiile pozitive și la codul pozitiv, chiar dacă după o perioadă de suspendare și de îngheț, faptul că la Poiana Sibiului Mărginime a existat o bancă pe care a făcut-o regele Carol al II-lea cu primul ministru, care au venit acolo și au deschis și un drum, drumul regelui, dintre Sebeș, Alba și așa mai departe. Nu? Banca populară. Faptul că într-o comună din Galați în anii 30 era o experiență de acest gen. Faptul că un loc avea tradiții, folclor autentic, un cor celebru în regiune și că între timp s-a așternut ce? Poluarea socialistă cu tot ce a însemnat ea și că acum ne întoarcem la asta, este și o formă de stimulare și de încurajare, cum să spun, morală, de mobilizare morală a comunității. A fost și el de al 10-lea reportaj prezentat în emisiunea noastră de astăzi. Domnule profesor, o ultimă întrebare, tot către dumneavoastră mă întorc, din punctul de vedere al telespectatorului. Am văzut 10 exemple în diverse zone cu diverse probleme. Locuiesc undeva în România. Mâine vreau să mă duc, nu știu unde să mă, sfătuiți-mă unde să mă duc mâine să încerc să-mi rezolv și eu probleme. Să mă duc la primărie, să mă duc, unde să mă duc și ce ar trebui să fac? Se poate porni de oriunde. De la un om al locului, de la primărie, de la școală, de oriunde. Da? Cu câteva condiții. Problema care este aleasă pentru a lega comunitatea să fie reală, să fie resimțită de oamenii de acolo de adevărat. La că dacă problema este prost aleasă, poți să faci orice, că lumea nu vine. Nu e condiția, da. Prima condiție. A doua condiție este asocierea. Asocierea, ea nu este totdeauna obligatorie la început. La început poate să fie liderul singuratic, apostol. După aceea însă asocierea este necesară. Da? Deci problemă reală, doi, asociere și trei, instituții. Nu se mai rezolvă aceste probleme fără instituții. Și patru, legătura cu lumea. Problemele nu se mai rezolvă numai stând pe loc. Vă rog, vreați să spuneți ceva de încheiere? Nu. Am să închei eu cu ce spune cineva care a participat la acest proiect la Topești. Spune așa,
Am înțeles că trebuie să cauți soluții de rezolvare la problemele resimțite în imediata vecinătate, că nu vine nimeni să rezolve în locul nostru aceste probleme. Este ideea pe care vrem să o subliniem în fiecare din cele două ediții speciale. Ne vedem cu partea a doua a finalului de concurs, cu celelalte 10 reportaje, pe 2 octombrie. Vă mulțumesc frumos pentru participare. La revedere! Bună ziua și bine ne-am regăsit! Așadar, iată-ne la partea a doua a concursului Satul meu, Sat European. Acum două săptămâni ați văzut 10 localități comentate de invitații noștri. Suntem în aceeași echipă. Astăzi vom vedea celelalte 10 localități. Sunt la fel din toate regiunile țării, de la Alba, Brașov până la Constanța și Călăraș. Vom vedea reportaje de câte 3 minute, după care vom încerca să vedem care au fost soluțiile, cum s-au gândit oamenii să-și rezolve o problemă, ce cred ei despre a fi cetățean european, despre a avea un sat european. Am să vă prezint totuși, chiar dacă suntem în aceeași echipă, invitații. Domnul Jonathan Schilly, bună ziua, șeful delegației Comisiei Europene la București. Domnul Emil Hurezeanu, ziarist. Bună ziua! Bun găsit! Domnul Mihai Dumitru, expert în dezvoltare rurală al delegației Comisiei Europene. Și bună ziua! Și domnul Ion Sandu, bună ziua! Sociolog la Universitatea București. Dumitru, bună ziua! Iertați-mă! Vreau să vă întreb dacă ați primit ceva reacții de la emisiunea trecută și dacă ați mai fost prin țară și dacă am surprins ceea ce trebuia să arătăm la emisiune. Am primit mai multe reacțiile. Din păcate, eu nu am fost în țara după emisia trecută, pentru că am fost în afara României, la Bruxelles, pentru întâlnirile. Dar a fost remarcabil reacția pe care l-am avut după această emisie. Și eu cred că, sper că și această emisie va avea reacțiile directe persoanelor. V-am întrebat acest lucru pentru că noi am primit foarte multe scrisori în care mulți locuitori din diverse state doreau să participe la concurs, să fie... N-au fost cu siguranță atenți atunci când a început concursul, dar în multe scrisori eram întrebați dacă această acțiune a dumneavoastră continuă la anul, spre exemplu, că s-au întâmplat diverse lucruri bune și oamenii vor să arate că s-a făcut ceva acolo. Poate că trebuie să ne gândim dacă refacem acest concurs la anul. Nu era prevăzut, pentru că este, dacă vreți, un concurs pentru a dovedi tuturor că nu trebuie să aștepți pe canapeul. Este posibil, sunt cazuri unde aici în România se acționează ca european. Dar așteptatul ăsta pe canapea de care spuneți, mulți au întrebat ce înseamnă totuși, ce este această integrare europeană? Integrarea europeană este ceva care se face la Bruxelles și vine cineva și ne spune poftim, ia integrarea? Sau este ceva la care trebuie să și participăm? Nu. De aceea, e vorba, în primul rând, modernizării României. Modernizarea statului, dar și modernizarea viațului românilor. Și de aceea, integrarea nu se impune de la Bruxelles, nu se face prin guvernul român, integrarea se face prin eforturi individuale fiecărui român. De altfel, dumneavoastră, puteți să le răspundeți celor care vă întreabă dacă concursul se termină sau abia începe sau se continuă, că asta e integrarea, e o formă de concurs. Este nu trebuie permanent să se vadă la televizor, nu trebuie să câștigi premii, dar cel puțin până în 2007 suntem în faza fierbinte a concursului și vom câștiga toți atunci, dacă ajungem la linia de sosire, intrarea în Europa, iar după aceea abia începe concursul cu mare competitor. Faza a doua mai complicată, probabil. Da. Deci, scopul este o mobilizare permanentă a propriilor interese pentru satisfacerea mai bună a nevoilor. A nevoilor tuturor. Asta este un concurs, asta este concursul european. Nu? Și, un concurs permanent. De aceea, satele care au fost numiți satele europene au înțeles și au făcut ceva împreună
pentru o viață mai bună, pentru întregul popor din satul. Înainte să trecem la primul reportaj, care este din localitatea Crucea Suceava, la finalul discuției de astăzi, fiind și partea a doua a concursului, o să vă comunicăm care sunt cele 6 localități selectate din cele 20, care vor avea câte o emisiune, o ediție specială, o emisiune specială dedicată acestor sate, dar așteptăm puțin până la final și o să vă spunem care sunt cele 6. Primul reportaj din Crucea Suceava. Comuna suceveană Crucea este una dintre cele 20 de localități care au primit titlul de sat european. Asta și pentru că oamenii de aici s-au împrietenit cu elvețienii din satul Mutie. Aceste relații durează din 1992. Păi, ne-am înfrățit, s-au împrietenit cu noi, ne-au ascultat durerele, ne-au ajutat. Au venit în vizită, au vizitat România și le-au plăcut ținuturile astea a doarnelor de aici. Oamenii din satul Cojoci, comuna Crucea, au realizat cu sprijin elvețian lucruri importante pentru sat. La primărie s-au discutat problema cu proiecte despre viitor, unde vrem să ajungem, ce să facem. Fiecare an se face un plan și ce este prioritate și în comună, ce se mai poate face. Tot împreună cu elvețienii au reușit sătenii din Crucea să facă și rețeaua de alimentare cu apă potabilă a satului Cojoci. Oamenii nu au așteptat totul de la străini, au pus și ei umărul la treabă. Ca să avem apă, numai decât trebuie să mergem, să dăm noi o mână de ajutor, că au zis că n-au bani, nu mai au bani cu ce să plătească, adică să plătească oamenii. Pentru că elvețienii au fost mulțumiți de cum au fost cheltuiți banii, au decis să-i ajute în continuare. Sătenii din Cojoci s-au gândit că școala ar trebui renovată și modernizată. S-a construit anexa școlii, grupul sanitar și o sală de clasă. După aceea ajută elevii și studenții cu bani, cu o anumită sumă de bani pentru a-și procura cărți o dată pe an. Locuitorii din Chiril, comuna Crucea, au rezolvat și o problemă care îi macină de mai multă vreme. Ei nu aveau în sat nici măcar un punct sanitar și dacă se îmbolnăveau, erau nevoiți să meargă și la 10 km departare până la un medic. Ei au întrebat așa, deci ce avem noi nevoie? Că au văzut cu dispensarul la 10 km. Am spus, dacă am dat niște fonduri, ați avea un medic care să vină aici, să vă... Și atunci, noi ne-am interesat și am spus, sunt medic, numai cu ce punctul sanitar. Acum ne ducem aici, avem nevoie de rețetă, avem consultații, orice, avem doctorița noastră. Nu era mai normal. Când se întâmpla câte un caz, trebuia să alergăm și să ne ducem unde era nevoie. Oamenii din Crucea au învățat cu timpul că nu trebuie să aștepte totul de-a gata, pentru că s-au împrietenit cu oameni ca ei din alte părți ale Europei, pentru că au învățat repede cum se pot ajuta singuri, și pentru că au fost uniți, locuitorii din Cojoci trăiesc acum într-un sat european. Un sat european printr-o legătură cu locuitori din Elveția. Eu mi-am notat aici din istorioara satului Crucea că o tânără educatoare a purtat corespondență timp de 5 ani ca să realizeze această legătură cu cineva din Elveția. Asta înseamnă iarăși un singur om care a fost motorul acestei dezvoltări și o tenacitate, după părerea mea, care merită toată lauda, timp de 5 ani să te zbați pentru ideea asta. A fost reabilitate școala și, în principal, dispensarul, ținând cont că județul Suceava face parte dintr-o zonă săracă a României. Și mi-am notat din raportul dezvoltării umane al Organizației Națiunilor Unite, în zona rurală și în special în zona aceea de nord, sunt 1736 de cetățeni la un medic. Așa, la un calcul rapid, ar trebui cam 3 zile pe săptămână medicul să-i vadă doar un minut, numai să-i vadă. Dar iată că au identificat niște probleme pe care și le-au rezolvat. Aparent este vorba de un om care înțelege problema satului, ia legătură cu elvețienii și rezolvă problema. În fapt, nu e așa. În fapt, este vorba, într-adevăr, de un om care a înțeles foarte bine ce se întâmplă acolo și eu aș zice că la fel de important
ca și, eu știu, construirea de drum, de școală, de dispensar, este faptul că s-a construit o relație de încredere între oamenii de la Cojoci și oamenii dintr-un sat elvețian. Practic, această relație de încredere, dificil de construit, este cea care s-a transformat în bunăstarea comună. Asta este un lucru pe care începem să-l observăm. Poate fi comparat situația de la Cojoci cu situația de la Costache Negri, pe care am discutat-o data trecută. În egală măsură, aș accentua pe faptul că a existat o foarte bună legătură între inițiatorul acțiunii și primărie. Sunt situații în care nu rezolvă un om, o instituție problemele, ci relația bună dintre om și instituție rezolvă aceste lucruri. Da? Și aș mai nota faptul că de obicei se pune foarte mare accent pe importanța încrederii între oamenii satului, așa este. De data asta însă avem de-a face cu un tip de încredere care este iarăși foarte important, încrederea între cel de aici și cel de dincolo, în toată această discuție, relație. Da, vedem iarăși, mi s-a întâmplat și de data trecută, că valoarea europeană nu este circumscrisă doar spațiului Uniunii Europene. Am auzit și pe președintele Băsescu de ună zi vorbind despre europenii de la care trebuie să învățăm, belgieni, francezi, germanii, numai și pe elvețieni. Toată lumea are impresia că elvețienii trebuie să fie europeni, dacă nici elvețienii nu sunt europeni, cu casele lor frumoase, cu flori, cu autostrăzile care strălucesc, dar nu fac parte din Uniunea Europeană. N-are importanță. Rândul trecut am avut un exemplu de întrajutorare cu japonezii. Important este că avem de-a face cu valori comunitare, de solidaritate, de încredere și perseverență răsplătite, de tip european. Astea sunt valorile instituționale ale Europei și dacă și alții le împărtășesc, e cu atât mai bine. După aceea aș vrea să spun că m-a interesat în exemplul acesta locul frumos. M-a interesat foarte mult să văd că nu s-au reparat doar case, dispensar, a apărut un medic, așa cum spuneați, se micșorează numărul de pacienți la un medic în felul acesta, exact, în zonă, dar se plătesc și bani pentru manuale, pentru studenți. Deci este o extindere a ajutorului infrastructural, de dezvoltare rurală, material, spre agenda de dezvoltare a oamenilor din locul respectiv. Ei nu vor uita niciodată că au terminat studiile, printre altele ajutați, și cu un subsidiu, da, din Elveția, căruia îi datorează terminarea facultății în satul în care există un dispensar, unde mama sau bunica lui sunt îngrijite. Deci universul acesta se rotunjește foarte frumos aici. Este interesant, de fapt, elvețienii au găsit aceste calități în satul Cojoci, dar, de fapt, se vorbește foarte mult în acest moment despre imaginea României în străinătate. Românii sunt hoți, România este plin de gunoi și așa mai departe. Este evident că prin o astfel de înfățire, direct cu oamenii, se schimbă și imaginea României în sufletul cei din străinătate. Face parte a aceste schimbare de imagine unei România care este cunoscută în străinătate practic ca o România din anii 90, începutul anilor 90. Încet, încet și prin cele două emisiuni speciale ale noastre, cea trecută și cea de astăzi, prin cele 20 de reportaje prezentate, tocmai asta vrem să arătăm, că ușor, ușor se mișcă lucrurile, am vrea mai repede, dar iată că se întâmplă și lucruri bune. Dar nu sunt suficient cunoscuți în străinătate. Cred că la Cojoci comunitatea a încercat să rezolve un aspect care este deosebit de important în ruralul românesc, și anume infrastructura socială, și mă refer aici la serviciile de educație și de sănătate, care sunt la un standard destul de scăzut și care au implicații directe asupra viitorului comunității, asupra asigurării cetățenilor a unor servicii de bază, și ei au încercat să utilizeze și să-și dezvolte această infrastructură, nu neapărat așteptând să vină județul sau guvernul să le refacă școala, să le refacă dispensarul. Au căutat resurse proprii,
au reușit să atragă niște surse și au reușit să adreseze această problemă care este deosebit de importantă, nu numai în România, pentru că ați citat niște statistici și se pot cita și alte statistici mai rele. Mai rele, așa. Dar este o problemă care apare chiar și în vestul Europei. Posibilitatea administrației, a guvernelor de a asigura aceste servicii scade cu scăderea numărului populației, pentru că este ineficient să asiguri un serviciu de sănătate fiecarei comunități care a rămas foarte răsfirată și cu cetățeni foarte puțini. Ei, adresându-și această problemă acum și reușind să aibă un medic acolo și reușind să-și modernizeze școala și reușind să aibă serviciile acestea în comună, vor evita ca pe viitor, știu eu, cetățenii să migreze, tocmai că nu au acces la aceste servicii. De fapt, asta înseamnă și descentralizare și administrare locală, rezolvarea problemelor identificate de către administrația locală de acolo. Următorul reportaj este de la Cumpăna din Constanța. O să vedeți, dumneavoastră, stimați telespectatori, o să vedeți ceva la care sătenii nu s-ar fi gândit în urmă cu, cred, 10 ani. Cumpăna este una dintre cele mai mari așezări rurale constanțene, cu peste 14.000 de locuitori. Aici, locuitorii au decis să investească în copiii lor, să le ofere acestora o educație de calitate. Astfel, în Cumpăna găsești astăzi ceva ce nu ai crede că există în satul românesc. Am construit dintr-un vechi sediu al unui IAS, care a fost preluat prin hotărâre guvernamentală în patrimoniu public al comunei Cumpăna, patrimoniul nostru, un spațiu pentru centru comunitar Sfânta Maria, unde se desfășoară activitatea nu numai grădiniță cu program normal și program prelungit, ci un telecentru, o sală de balet, prima din mediul rural. La început, ideea de a înființa o școală de balet la centrul comunitar din Cumpăna nu a fost văzută cu ochii buni de locuitori. Li se părea că este un moft. Cu timpul însă și-au dat seama că și copiii de la sat au dreptul la aceleași facilități ca și cei de la oraș și au susținut acest proiect prin munca lor. Sunt și singuri copii. Ia ducem, plecăm acasă și... S-au obișnuit, vin în grup. E foarte bine, că ne e foarte greu să mergem la Constanța. Atâta timp cât e aici și avem unde să venim cu ei și pot veni și profesorii care fac un sacrificiu, mai ales dumnealor că vin până aici. Este școala de balet de la Cumpăna. A fost un vis multă vreme irealizabil și care are rădăcinile într-o colaborare a mea cu școala de balet California din San Diego. Și cu timpul m-am gândit de ce oare să nu poată să aibă acces la dans și copiii de la sate, din mediul rural. La centrul comunitar a fost înființat și un muzeu al satului. Aici, copiii din Cumpăna învață de la bătrâni obiceiurile strămoșilor lor, cum se îmbrăcau și ce unelte foloseau. Copiii sunt încântați, în primul rând cei de aici care sunt toată ziua vin să vadă sala, se deschide pentru ei și cunosc deja. Și nu numai copiii. La centrul comunitar din Cumpăna, copiii învață însă și tehnicile moderne. Centrul este cuplat la internet, iar cei mici învață să utilizeze computerul. Activitatea lor școlară presupune pregătirea unor referate cu culegere de informații de pe internet. Și ei vin aici și pregătesc referatele, le scol la imprimantă și astfel se pregătesc foarte bine pentru școală. Centrul comunitar Sfânta Maria este locul unde elevii, dar și alți oameni din Cumpăna își pot definitiva studiile ori dezvolta talentele artistice. Acolo avem un atelier de desen, unde vin atât profesori cât și voluntari, studenți din localitate. Avem un club de limba engleză, limba portugheză. Pentru că se gândesc la educația și la viitorul copiilor lor, pentru că nu s-au speriat de nou și au avut curajul să înceapă lucruri la care nici nu s-ar fi gândit acum 10 ani, oamenii din Cumpăna trăiesc acum într-un sat european. Sincer, eu m-am bucurat foarte mult și mă simt foarte bine după ce am văzut acest reportaj, pentru că nu am mai văzut problemele cu care am fost obișnuiți până acum. Drumuri, aducțiune de apă, necazurile, de fapt, care sunt prezente peste tot în satul românesc. Am văzut aici cu totul altceva. Școală de balet, învață să lucreze la calculator, este o cu totul altă deschidere. Da, este o formă de dezvoltare suprastructurală, exact. Nu infrastructurală. E adevărat că sunt și în apropierea municipiului Constanța și apropierea de o localitate dezvoltată,
Probabil că și-au, probabil, sigur și-au rezolvat problemele cu mult înainte cele de strictă necesitate și au și o altfel de deschidere. Aparent, cumpăna este foarte diferită de tot ce am văzut până acum. Dar intră, deja lucrurile încep să se repete, să intre în niște categorii, niște clase. Este practic situația comunității, satului, care începe printr-un proiect. Este un proiect All Vision acolo. Da? Asta e punctul de pornire. Da. Ceea ce impresionează este faptul că n-au rămas la o chestiune punctuală și rapid s-au extins. Deci este o intrare în această dezvoltare deosebită a vieții satului, a vieții comunității, printr-un proiect care vine din afară. După aceea însă, oamenii locului sunt capabili să-l aducă înăuntru. La tot ce am văzut aș adăuga, m-am uitat de curiozitate și am să menționez pe parcursul discuției, m-am uitat pe internet. Câte dintre satele despre care vorbim noi sunt prezente pe internet? Cumpenea este prezentă, are o pagină de web excelentă. Deci schimbarea a pornit și merge rapid și e nemaipomenit că este așa. Da, avem aici un exemplu care este un proiect foarte similar cu un proiect urban chiar. Adică ei s-au concentrat pe dezvoltarea unui centru care combină o serie de activități, care sunt niște activități pe care le găsim foarte bine și în mediul urban. Dar știți ce cred, vă rog. Dar și sunt activități care vor contribua la dezvoltarea posibilităților, oportunităților pentru tineretul vor crește cu totul din satul. Și acesta este foarte important. Deschide drumuri pentru viitor, cu baletul, dar și cu centrul de formare și pentru adulți care poate și fi. Știți ce? Are centru comunitar se numește, nu? Da. Centru comunitar. Da. Este o viață comunitară. Centru, cum se numește? Cum se numește instituția dumneavoastră la București, nu ambasador? Centrul de informare al Uniunii Europene. Centru comunitar, ai impresia că suntem într-o filială a Bruxelles-ului acolo. Da. Nu, pentru că e multidimensional. Povestea cu baletul și cu aici un critic de artă care se ocupă de un model de la San Diego. Vă imaginați cum o fi fost discuția înainte, clasă, când a fost propus clasă prima dată? Cum o fi reușit să-i convingă pe oameni care, iată, au avut o altă deschidere și au acceptat o asemenea idee? În urmă cu ceva vreme când s-a pus doar ideea. Să știți, și dacă stai la San Diego, la New York, la Edinburgh sau la malul Mării Negre, te gândești că fetița ta la 5-6 ani ar fi bine să ia cursuri de balet, că băiatul tău ar putea să învețe un instrument, amândoi ar putea să intre în contact cu lumea mare prin internet. Nevoile sunt aceleași, oamenii nu știu că și le pot realiza pe malul Mării Negre, la fel ca la New York. Da. Sau au impresia că orizontul este blocat. Da. Ruperea izolării este Uniunea Europeană, nu? Da, clar. Ne bucurăm, sunt convins toată lumea că acolo a reușit un asemenea proiect. Sper să vedem în mai multe zone după ce își vor rezolva și problemele de strictă necesitate. Următorul reportaj este din Alba. Comuna Gârda de Sus s-a înființat în 1933 și este situată pe Arieșul Mare, în inima munților Apuseni. La începutul anilor 90, la Gârda au venit în vizită mai mulți belgieni și francezi care auziseră de frumusețea locurilor. Străinii le-au spus sătenilor că trebuie să exploateze ceea ce le-a dat natura și că trebuie să atragă cât mai mulți turiști. Obișnuiți cu peisajele, pentru noi nu constituia ceva deosebit, dar pentru ei, când au văzut ce potențial natura ce ne-a oferit, ne-au spus că avem o mină de aur pe care trebuie să o folosim. Când vin turiștii în Apuseni, trebuie să le fie ușor să se deplaseze. Drumurile nu erau punctul forte al comunei, așa că oamenii din Gârda au făcut un proiect pentru reabilitarea drumurilor comunale. Acesta a fost aprobat și apoi a primit finanțare. Sunt 5 sate care nu aveau acces să ajungă cu cele necesare pentru trai. Încet, încet, turismul rural la Gârda de Sus a început să se dezvolte. Oamenii recunosc că la început le-a fost foarte greu. Au aderat la ideile noastre vreo 7-8 familii. Ei, când au văzut că oamenii încep să câștige și făceau socote, bă, ăsta au avut 3 turiști, 10 nopți, bă, cât au câștigat. Și așa pensiunile s-au înmulțit. Și-au dat oamenii seama că este o sursă de câștig. Acum, în Gârda, putem să găzduim la toate pensiunile 2 autocare.
Una dintre cele mai mari atracții din Gârda de Sus este peștera Scărișoara, care se află pe terenul comunei. Scărișoara este cea mai mare peștere cu gheață din România și printre puținele din lume. Este, de fapt, primul monument al naturii peșteră declarat la noi în țară, în 1946, și acest element cheie a determinat dezvoltarea comunei. Oamenii din Gârda s-au gândit să facă locul și mai interesant pentru turiști, așa că au deschis un muzeu lângă ghețarul Scărișoara și au amenajat și o gospodărie tipic moțească. Acest muzeu este făcut cu obiecte vechi aduse de locuitorii satului Ghețar, ocoale și așa mai departe, și ridicarea construcției pe tehnicile vechi s-a făcut cu implicarea comunității, deci a localnicilor. Vrem să conservăm ceea ce mai putem conserva. Oamenii din Gârda de Sus mai au încă multe de făcut, dar este clar pentru toată lumea că aici omul sfințește locul. De aceea ei au primit distinția de sat european. Mai au multe de făcut, dar au început să le facă. Da, aici au început să facă pentru a trăi mai bine. Ați în sensul economic primar. Care a fost primar. Ideea, cum spuneau, au dezvoltat turismul. Câți turiști o fi avut? Cât o fi câștigat? Ia să vedem cum putem să facem și noi. Da, deci nu balet, nu cozonac, pâine. Nu? Foarte bine. Un motor nou de dezvoltare economică. Prin turism, care în același timp aduce deci bani și aduce și deschidere. Frumusețea se modifică, se reamenajează. Da, aici au înțeles, aici este un exemplu în care o comunitate rurală a înțeles că trebuie să-și diversifice economia în altă parte decât în agricultură, că nu se mai poate trăi numai din agricultură. Dacă nu se merge pe ideea diversificării economiei rurale, pe ideea de a dezvolta alte activități ca să genereze venituri, nu se va mai putea trăi numai din agricultură. Noi avem prea multă populație în agricultură, avem o productivitate foarte scăzută, iar dacă productivitatea crește, acești oameni vor trebui să migreze către alte activități economice. Alte activități economice, dacă nu le dezvoltă acolo, în localitate, vor trebui să plece, ceea ce nu își dorește nimeni. Deci este foarte important ca să se meargă în direcția diversificării economiei din rural. Este o localitate așezată într-o zonă săracă a României. Este dar într-o zonă aș vrea foarte scurt să-mi spuneți ceva, să le spuneți telespectatorul ceva despre mentalitatea celor de acolo, pentru că tot statisticile arată că prezența la vot în această zonă a fost mai mare decât media pe țară. Deci se interesează, s-au dus și sunt preocupați de ceea ce se întâmplă lângă ei. Leg întrebarea dumneavoastră de un alt fapt. Practic, cel mai important lucru, după părerea mea, la Gârda de Sus este viteza cu care au trecut de la un singur proiect FRDS, de realizare a unui drum, la diversitatea de realizări de înfăptuiri pe care le au. În clipa de față, Gârda seamănă practic în bună măsură cu Comloș, cu Comloșul Mare. Este aceeași diversitate foarte mare. Au turism, au pensiuni, au muzeu. Sigur, probabil că nivelul de dezvoltare este ceva mai coborât, dar nu asta e problema. Încă o dată, viteza cu care se trece de la un singur proiect centrat pe drum, la o mulțime de proiecte și legături cu străinătatea, cu lumea, este impresionantă. Asta înseamnă, răspuns direct la întrebarea dumneavoastră, mentalitate de oameni foarte dinamici. Da. Care... Acum și mai nu mai au sași, dar aici au rămas moții. Da. E important. Da. Dar este încă o dată, cum ați spus, un proiect care a avut și efecte alte proiecte. Dezvoltarea rurală nu se face prin un singur proiect sau un singur vis. Și pe urmă așteptăm să trăiești din acel proiect. Poate este punct de pornire, dar trebuie... Sigur, învață mai multe, alte da, deschidere, și se schimbe alte informații. A avea o dezvoltare care este mai extinsă și mai durabilă. Un singur proiect nu va fi durabil dacă nu este urmărit. Și mai e ceva. La Gârda sunt 17 sate. Dacă realizezi ce au realizat ei în condițiile de risipire pe care le au, este deosebit. Deci cu atât mai important ceea ce au făcut în aceste condiții de risipire, împrăștiere. Să vedem ce au făcut locuitorii dintr-un sat din Bihor. Girișul de Criș se găsește la 15 km de Oradea. Multă vreme, cei 1200 de locuitori au dus lipsa unui loc unde să se întâlnească și să-și organizeze sărbătorile.
Asta până când în comună au ajuns reprezentanții Fundației Roman Aid și partenerii lor, niște profesori din Insula Man, situată în Marea Irlandei. Un grup de 50 de elevi din Insula Man au decis să se implice în proiect și au strâns bani pentru construirea unei săli polivalente. Era și este nevoie. Aici cred că consider că e o pur și simplu, aproape o urgență necesară de a remedia sau acționa pe treaba asta. The community has been very involved in it. They gave it, and especially with some families, when our pupils left, there were tears in the eyes of both sides because they'd actually really got to work together. Oamenii din Girișul de Criș i-au găzduit pe partenerii străini și au muncit și ei la construirea sălii polivalente. Cu ce am putut participa? Mai mult cu muncă voluntară, adică cu ajutor, cu amestecul de mortar, cu betonul. Am servit cu fructe, cu ce, deci relații din astea interumane și am ajutat. We had support from the community in providing mostly administrative work and in sourcing materials and that side of it. Because we are remote, we couldn't be here on the job sort of actually seeing that things were progressed. Elevii de la Colegiul King Williams se întorc în Giriș în fiecare an în practică. Well, it's another culture. It's really interesting to get the people's way of life to know. It's really interesting. Yeah, it's really different to England. So people are different. Yeah. I mean, they're really friendly, like they are in England. Am venit pentru nepoata mea, e un fel de concurs între școlile din Giriș, Tărian, un concurs care eu cred că pentru copii foarte binevenit. Acum toate evenimentele comunei se țin în sala polivalentă. Consultarea sătenilor de către autorități, petreceri, botezuri și chiar alegeri. Spiritul de inițiativă și deschiderea spre nou îi îndreptățesc pe oamenii din Girișul de Criș să considere că trăiesc într-un sat european. Spre final s-a părut a fi o urmă de neîncredere, domnule Hurezeanu. De ce spunea, sperăm să fie un sat european în adevăratul sens al cuvântului, nu așa pe hârtie? Pentru că românii au experiența cuvintelor fără fluturate degeaba, da, fără acoperire. Nu? Un sat european în sensul bun al cuvântului, nu știu cum arată un stat european în sensul prost al cuvântului, dar probabil cel care câștigă doar la concursuri, care primește o insignă pentru că apare la televizor și unde nu se mai întâmplă nimic după aceea. Și este o poveste de dorință de a acoperi într-o realitate continuă imaginea. E o nouă formă de a înțelege imaginea bună, care trebuie să aibă o acoperire continuă. Aici mi-a plăcut felul cum se numește organizația aplicată. Deci, britanicii din Insula Man, am înțeles, da, care organizația lor se numește Raw Man Aid. Intră aici și România, intră și Insula Man. Combinația între Roman, nu? Raw și Man ne este favorabilă. Deci avem prioritate și apare și aid-ul ăsta. Englezii ăștia care se simt fericiți aici, la picnic, este, după mine, indiciul că nu doar românii încep să se simtă mai bine în satele pe care le organizează, dar și vest europenii se simt bine în satele românești. Mi se pare foarte bună îndoiala domnului care a zis sperăm să. Este un semn de realism nemaipomenit. Este un sat care se află la început de drum. În clipa de față, practic, schimbarea e centrată pe un proiect. Oamenii de acolo știu, noi vedem un filmuleț, dar problemele sunt sigur multe. Știu în mod sigur că mai sunt multe de făcut. Această îndoială este un semn de realism nemaipomenit de util. Dar avem aici un model în care motorul dinamicii dezvoltării au fost elitele locale. Aici s-a coalizat toate elitele locale, preotul, exact primarul, asta vreau să vă spun, mi-am subliniat că este primul reportaj în care am văzut implicarea preotului paroh. Da. Da. Și ei au generat și au strâns comunitatea și este foarte important pentru că elitele locale au avut un rol important în dezvoltarea ruralului românesc în trecut și dacă acest lucru revine, este o speranță în plus. Da. România va redeveni o țară europeană. Să vedem și cum au fructificat o tradiție, un specific al locului, din nou o localitate din Alba.
Comuna Horea din Munții Apuseni se află într-un loc pitoresc, dar foarte izolat, și despre săteni nu se poate spune că îi dau bani afară din casă. Primarul Corneliu Olar s-a gândit la o soluție simplă și eficientă pentru bunăstarea oamenilor. Dezvoltarea turismului rural. El știa că pe turiști îi atrag tradițiile, așa că s-a apucat să adune tot felul de povești și întâmplări. Printre altele, bătrânii au spus că în zonă există un deal numit Dâmbul lui Gâf. Mi-am pus întrebarea, totuși de unde vine denumirea de Gâf? Gâf, toată lumea, după ce am auzit, mi-a spus că e gâfâială, e oboseală. Acolo se îndrăgostesc oamenii. Se îndrăgostesc? Se îndrăgostesc și fac dragoste. Ne strângeam în brațele, s-arătam. Acum zero, nimic. Eu nu am fost tânără. Nu, dar am auzit vorba. Și eu nu am fost tânără, ca mine. Păi vine, le se adună, ca oile vin la iar. Pentru ca turiștii să fie atrași, primarul a amenajat Dâmbul lui Gâf. Din drum și până în vârful dealului au fost săpate trepte în pământ. Cum intrau pe Scările Speranței, am construit o poartă și am pus denumirea de Poarta Inimi Fierbinți. Pe poartă este sculptată Mândruța și Mândruțul pe un stâlp. Mândruțul chiar în genunchi, cerându-i mâna Mândruței și ea spune da. Am fost și eu de vreo 2-3 ori, loc frumos, seara, pe lună, acolo. Deși că-s mai în vârstă, dar îmi plac și mie tinerețele astea și femeile. Mai mult, primarul din Horea a hotărât să sărbătorească Dâmbul lui Gâf așa cum se cuvine, tot pentru atragerea turiști.